Salutare! Sunt Daniel Ciuprie de la Ciupirom Install și vrem să verificăm consumul la această casă de 700 de metri pătrați util. Este pe 3 nivele, 2 în sus și 1 în jos și mergem la camera tehnică. Așa cum v-am spus, am ajuns în camera tehnică. Avem pompa de căldură EcoForest de 22 de kW pentru această casă. E realizată de vreo aproximativ 2 ani de zile. Avem stație de turizare, hai cu Lego, da? Avem boilerul, avem centrală pe gaz care nu se folosește niciodată, avem 12 kW de fotovoltaice puși pe casă, da? Ventilație, centrală de ventilație, sunt două centrale, da? Ok, apă de rezervă, da? Hidrofor pentru ridicarea presiunii, fiind o casă mare. S-box mini, da? Și acum o să vă arătăm consumurile la pompa de căldură, da? Haideți să vedem. Mergem. Opa. Scuze. Deci după cum vedeți, mergem cu 37, 42, avem apa caldă la 66 de grade, 65,9. Are HTR, pompa este cu HTR, deci set point-ul e setat la 50 și peste este făcut heat recovery. Și acum nu funcționează și am ajuns la lună. Deci în luna noiembrie avem 690 de kW. Și-a produs 2969. Hai să vedem octombrie. Octombrie 576 de kW și a produs 2582. Da? Opa. Septembrie 182 a produs 856. August am făcut răcire 419, deci am făcut și încălzire și răcire, de fapt 1482 și răcire 2300 de kW. Iulie la fel încălzire și răcire, da? Deci iulie a avut aproape 7,7. Opa. Per total de la instalare avem 7200 de kW, a produs 38.700 de pe încălzire și 6080 de kW. Un cop de 6,2 per total. Da? Deci ea este instalată de aproximativ 2 ani, mai avem un clip și aceasta. Deci această casă de 700, ține, te rog. Această casă de 700 de metri pătrați are niște consumuri foarte mici, fantastice. Toate aceste consumuri aproape că le înghite panourile fotovoltaice. Deci, aproximativ, casa merge spre zero. Este o casă foarte bine izolată, are cărămidă de 42, cu izolație în interior și are polistiren extrudat de 10 cm. Deci peste 50 de cm de total zid. Da. Cam așa arată instalația făcută în camera tehnică. Nu pot să vă arăt interiorul, da? Din motive evidente al casei. Instalația în interior vreau să vă spun că este cu încălzire în patru seală, răcire în tavan și în pereți, partea de răcire, ventilația, cam asta este sistemul clasic, fără curenți de aer din partea încălzirii și răcirii. Restul este doar ventilație care pur și simplu nu se aude. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Daniel Ciuprie de la Ciupirom Install. La revedere!